Cele trei trasee sunt așa. Gara Lăpușneanu Tomis Nord, traseul E1, adică elevi 1. Am și hartă, dacă am fi fost dincolo, aveam videoproiectorul. Așa am cer mii de scuze, a trebuit să lăsăm loc colegilor de la ISU care astăzi își prezintă bilanțul. Voi vorbi cu colegii de la comunicare să ajungă la fiecare dintre dumneavoastră această hartă cu traseele. El, acest traseu acoperă școala 24, Remus Opreanu, Mihai Viteazu, Dimitrie Cantemir, grădinița Amicii. Traseul E2, kilometrul 5, Cumpenei, Soveja, Tomis Nord. Acoperă școala 40, Aurel Vlaicu, 23, Constantin Brâncoveanu, 29, Mihai Viteazu de la Tic Tac, 38, Dimitrie Cantemir, grădinița Amicii și grădinița Delfinii Jucăuși. Traseul E3 pleacă din Palazul Mare, Bulevardul Tomis, Tomis Nord. Deservește populația din Palazul Mare, școlile 14, școala 29, școala 38 și grădința 39 din Palazul Mare, cele două, 14 și 30, școala 14 și grădința 39, fiind în aceeași încintă. Acum, noi ne propunem ca aceste trasee să intre în operare începând din 15 a doua. Vedem cu toții diferența între zilele în care e vacanță și zilele obișnuite în care ne ducem cu toții copiii la școală. Știm foarte bine blocajele de pe Cijmelei la școala 29, de pe Decebal la colegiul la 28 și așa mai departe, de pe Traian, de pe Unirii, de la Flămânda la școala 30, de la Dacia, unde se parchează în dană dublă, dană triplă, chiar la Spectrum. Peste tot ați văzut că avem treceri de pietoni, limitatoare de viteză, polițiști locali, iluminat cu creștere în intensitate. Așa că prioritatea mea, copiii, astăzi mai face un pas. Deschidem o nouă filă, transportul școlar. Aveți încredere, o voi trata